Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Aici în studio am mai discutat despre primarul din Șimian, ne-am întrebat de ce n-am mai plantat, n-ar fi plantat și altceva, adică în loc de palmieri, că înțeleg că nu toți palmierii dau nucă de cocos, numai unii sunt. Aia și de... nu știm dacă ăștia decorativi... Cocotierul. Cocotierul. Cocotierul nu e palmier? Nu e palmier. Ba da, e palmier. Sunt multe specii de palmier și curmalul e tot un palmier, dar mai chichitită. Face nuci de cocos curmalul? Nuci de cocos. Există și curmalul, este tot un palmier. E un palmier care face curmale și se cheamă curmalul. Practic, un palmier care face nuci de cocos și se cheamă cocos. Un palmier care face mere. Da, și se cheamă măr. Măr. Da. Sau banan. Ne gândeam că ar fi putut să plantezi... Bananul nu e palmier. Nu, nu e. Păi, dar planta banan, măcar crea banane în Șimian. Era banan de Șimian. Și aveau țuică de banane cu ocazia asta. Ați încercat vreodată să faceți țuică de banane? Nu, n-am încercat de niciun fel să fac țuică. Băi, să știi că tata, mi-aduc aminte, a încercat să fac odată ceva cu un kilogram de banane supracoapte. Pe vremea lui Ceaușescu, ori prindeai banane verzi dacă stăteai la coadă la camion, că venea camionul cu banane verzi, ori asta e, ți se vindeau niște banane care erau trecute. Dar le luai, că erau așa banane e, da. Și asta era viața. Numai că alea nu mai puteau fi mâncate. Și atunci el ce s-a gândit? Încercați să facă țuică din banane? Da, să facem ceva cu aceste banane. Și era o rețetă care circula samizdat pe vremea respectivă, știi, apropo de caie de rețete. Amestecai bananele cu lichior de banane cubanez și făceai lichior de banane cubanez, dar și cu bananele adevărate, nu doar lichior sintetic. Nu știu că eram mic, că nu puteam, n-aveam deci voie să beau. Deci nu și ție? Nu. Eu la țară sau la bunicii mei când făceau... Beau, dar el și cu fratele meu au hotărât că practic trebuie aruncat tot. Adică nu, nu a putut. Eu la bunicii mei când mai făceau țuică, eram printre cei care degustau. Așa se explică multe lucruri din ziua de azi. Da, dormeam foarte repede în zilele respective. Da. Luca, vrei să spui ceva? Că te-ai oprit din dialog și nu ai făcut... Sunt fascinat că primesc fotografii chiar în momentele astea de la un ascultător. Da. De lângă Băile Felix. Acolo este o climă specială, mediteraneană. Cu mango-ul lui din curte, bă, că am zis mai devreme că mango ar fi bine să acum. Are mango la mango. Rezolvăm și asta... Are mangău în curte? Da, tată, de 3 ani. Face și ceva? Nu, sau? Pare încă... Face gireșe. Dezvoltare. Face la Băile Felix. Poate, dacă are noroc, face niște prune, ceva de genul ăsta, ca să facă. Da, uite, urmează, n-a făcut încă. E încă dar altfel să știți că s-a descoperit secretul bananelor faimoase și pline de bani. S-a descoperit secretul bananelor care pot fi ținute mai mult. Că știți că problema e că iei banana și dacă nu o mănânci 2-3 zile, ea se negrește. Da. Poate vrei să o ții mai mult. Adică pentru cei care ar vrea să țină banane 2-3 săptămâni... Dar de ce vrea să ții banane 2-3 săptămâni? Nu știu. Măcar 4-5 zile. Eu le iau verzui. Și, pac. Și la 3 zile, hai 4. Le oprește din calorifere, le pui... că e ceva da. Nefiresc la tine în casă. Nu, nu de la fric se strică, le pui în frigider. Nu. Ci că în frigider nu e bine în să pui. În frigider le faci praf. Se fac pilaf, se fac apoase, se nenorocesc. Da. Dar cineva a descoperit secretul bananelor faimoase și pline de bani. Se le pui în apă. Au pus codițele bananelor într-un bol cu apă și le-a lăsat timp de o săptămână. Doar codițele sau le scufunzi cu totul? Le scufunzi, capă flori. Îți iei un acvariu pentru banane. Nu mă, capă flori, înțelegi? Doar codițele. Păi ele le lași afară în aer. Și au mugurit? Și pui codițele și au ținut 15 zile. Deci după 12 zile a fost uimit acest domn să constate că bananele care au fost lăsate în apă erau mult mai proaste decât celelalte care nu aveau acces la hidratare. Bananele din apă aveau, e adevărat, pe coajă pete maronii, deoarece continuaseră să se coacă, dar erau solide. În timp ce bananele rămase în afara apei, erau moi și s-au destrămat complet. Chiar când a încercat să le ridice de pe masă. Îți imaginezi scena? Le-a lăsat practic să putrezească în bucătărie și când le-a ridicat au început să-i se scurgă printre degete. Deci dacă aveți pasiunea asta să cumpărați un kil de banane, dar să-l țineți nemâncat în bucătărie... 2 săptămâni, țineți-le poate, în cadă. Spre 3. Da, le puneți în cadă. Într-o vază. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.